Ce am mâncat la mic dejun? Mic dejun româno-englez. Uite câta fasolă, câta boabă de fasolă. Pasteroizi. Nu mă credeți că asta e dita mai spatula. Și uite bobul ăsta de fasolă. Asta l-a hidratat. A luat terete. Da, a luat terete. Ce la terete? Nu știu, vorbea mitrache. A, mitrache. Poftă bună. Uite ce facem în cuptor. Uite ce facem în cuptor. Springle, ce? Cinnamon buns sau cinnamon rolls, dar schimbate un pic. Da, schimbate. Adaptate după rețeta vegan din România. De mucenici, dar... A, luat-o de mucenici. Astea sunt plute, nu? Da, aici e cu peanut butter și carob și aici da. E cu mere, dar mai trebuie lăsat. Înțeles. Și ce mâncăm noi la prânz aici? Tofu. La grill. Tofu la grill. Mm-hmm. Da. Noodles de orez cu legume, trase la piaie. Ai kimchi. Kimchi, da. Asta aici este kimchi și aici da. Sunt noodles cu legume. Noodles. Deci, a, așa, se vede mai. A, asta e noodles. Da, asta noodles roz, maron roz, da. Și legume. Și legume. Și asta legume, aici? Legumele lui Edward, de la mame și conopiul. Trebuie să spun ce legume am pus în noodles acolo? A, ai zis, e de la mame. Ai de mame broccoli, conopid, morcov, ardei da. Și ceapă. Da, poftă bun. Mm-hmm. Vegan de România, da. Subscribe, like, Facebook, Instagram. Share. Vegovix. Vegovix. Răzvan 15. Vegan ro. Vegan ro. 15. Sau 15. Răzvan 15. La cină, vegan de România a preparat aici o supă cremă de morcov și cartofi dulci, este pe canalul meu. Este pe canalul lui Rea TV, vegan de România. Așa și chili flakes. I-am pus ceva în ea? Ceapă usturoi. Ceapă usturoi. Morcovi, morcov, cartofi dulci. Cartofi dulci. Și lapte de cocos. Lapte de cocos. Și puteți mânca cu o pâine făcută în casă. Și ăsta nu-i făcut în casă. Și cu extra proteină tofu. Yes. Da. Poftă bună. Seară bună.